Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. CRAB a ratat numai puțin de 15 licitații pe proiectul POIM. Târgovna, start potecile naturii, concurs de ATV-uri și off-road. Slănic Moldova, un urs a fost capturat, iar un altul împușcat. Intervenție contra cronometru, un bărbat a fost prins sub un mal de pământ și piatră. Caravana filmului românesc continuă la Onești. Duminică 7 august de la ora 18 în Parcul Municipal din Onești este programat a se desfășura un recital extraordinar susținut de artistul Emeric Imre. Emeric Imre este un chitarist, muzician, interpret și compozitor român, membru activ al Cenaclului Flacăra, atât înainte cât și după 1990, a lansat numeroase piese care au rămas repere ale muzicii folk. Este un susținător și promotor fervent al acestui gen de muzică, fiind implicat în organizarea multor evenimente, cum ar fi festivalul de folk intitulat Folkiu. A înregistrat mai multe albume. Este vorba de Nebun de alb, Târziu, Iarna mea cu ochii mari, Jocul vieții și are apariții și pe albume colective ale Cenaclului Flacăra. Intrarea este liberă. În cadrul conferinței de presă de vineri 29 iulie, președintele PNL Bacău, deputatul Mircea Fechet, a tras un semnal de alarmă legat de gravitatea excepțională a proiectului POIM, gestionat de CRAB. Este vorba de numai puțin de 15 licitații ratate, din care cea mai dureroasă este cea pentru municipiul Bacău, care s-a anulat de 4 ori. Aș vrea să trag un semnal de alarmă, de data asta unul local, referitor la gravitatea excepțională legată de contractul POIM gestionat de Compania Regională de Apă Bacău. Spun asta pentru că astăzi când discutăm m-am uitat în SEAP și există numai puțin de 15 licitații ratate, dintre care cea mai dureroasă, bineînțeles, este cea pentru municipiul Bacău, care s-a anulat numai puțin de 4 ori. Bineînțeles că toată lumea conștientizează explozia prețurilor la materiale de construcție. Nu există niciun dubiu că ofertanților, constructorilor le e din ce în ce mai greu să participe, dar nimic nu împiedică Compania Regională de Apă să-și facă temele și să actualizeze la valori reale, la valori adevărate, aceste contracte. Vreau să spun și aici atrag atenția doamnei manager Nina Chiper de la CRAB, că suntem foarte aproape să ratăm implementarea din POIM a acestor proiecte, ceea ce va însemna pierderea banilor europeni, chiar și în situația în care ele vor fi fazate, dacă vor fi fazate pe alte programe operaționale, cum ar fi programul operațional dezvoltare durabilă. Banii pe care statul român ar fi putut să-i atragă prin programul operațional infrastructură mare pe acest proiect, spre exemplu, vor fi pierduți. Eu cred că ar trebui să punem foarte clar în discuție măsura în care managementul Companiei Regionale de Apă își face treaba sau nu și-o face. Și în măsura în care și alții decât mine sau și alte partide decât Partidul Național Liberal concluzionează la fel că suntem foarte aproape să ratăm acest proiect atât de important, probabil că se impun măsuri și legate de schimbarea managementului acestei companii. Există tot felul de fumigene în piață legate de
proiecte mai mărunte, cum ar fi, spre exemplu, rezerva de apă despre care am tot citit, dar dacă ar fi să păstrăm proporțiile, rezerva de apă e un proiect de 3-4 milioane de euro, pe când proiectul mare despre care discutăm și urmează să există riscul de a fi ratat, este un proiect de 400 de milioane de euro. Ca să nu mai vorbim că între timp, dincolo de toată, de tot acest ping-pong care văd că se întâmplă pe tot felul de subiecte între Consiliul Județean și Primăria Municipiului Bacău, până la urmă înțeleg că rezerva de apă e foarte bună, a fost până la urmă recepționată, dar doresc să atrag atenția și Consiliului Județean și Primăriei Municipiului Bacău că doar cu astfel de fumigene probabil nu o să ajungem prea departe. Solicit conducerii CRAB și în special doamnei Nina Chiper să ne comunice de îndată care este procentul de realizare a lucrărilor la conducta care vine de la Stejaru la Bacău, unde contractul a fost atribuit în 2021. Ar trebui să fie gata lucrările în 24 de luni, 36 cu tot cu lucrările de punere în funcțiune a instalațiilor și am mari emoții și în legătură cu acest contract, în condițiile în care acesta a fost atribuit aceleiași companii care a lucrat și de la Stejaru și până la Valea Uzului și știm cu toții câte probleme are acest contract. Dacă îmi permiteți, o să citesc foarte repede toate licitațiile ratate de CRAB. În acest moment, Buhuș, Blăgești, Racova se desfășoară a treia oară, Măgura Nicolae Bălcescu, Filipești, anulată de două ori, Dărmănești, Târgu Ocna, Târgu Trotuș, Dofteana, anulată de două ori, Bârsănești, Măgirești, Zemeș, anulată de două ori, Gârleni și Hemeiuș, anulată de două ori și așa mai departe. Sunt trei pagini de anunțuri, acestea sunt doar anunțurile de licitație, care au fost anulate. Timpul trece în defavoarea cetățenilor municipiului Bacău, care ar putea să beneficieze de servicii mai bune. Timpul trece în defavoarea României, care pierde banii europeni cu sutele de milioane din pricina incompetenței. Motivele pentru care se tot anulează licitațiile țin de cei care le organizează, iar incompetența trebuie sancționată, este de părere deputatul Mircea Fechet, președintele PNL Bacău. Din motive care îmi scapă, nimeni nu spune că nu există riscul să greșești. Poate nu e foarte clară documentația, poate prețul la care ai scos-o la licitație nu e unul atractiv. Poate tipul lucrărilor este unul care face pe ofertanți să nu se prezinte, fie că sunt în oraș unde e bătaie mare de cap sau orice alte motive. Dar asta nu înseamnă că poți să ratezi licitație după licitație, pentru că la fiecare anulare cineva trebuie să tragă niște concluzii și să înțeleagă de ce a fost respectiva licitație anulată, de ce nu s-a prezentat nimeni, pentru că e clar că e o problemă. Ori să o scoți la nesfârșit, a patra oară, în anumite situații, timp în care prețul la materiale aproape că se dublează și timp în care băcăoanii au servicii proaste de apă și canalizare, asta este, se numește incompetență, pe scurt. Păi eu cred că rezolvarea cea mai simplă este un nou management la Compania Regională de Apă Bacău. Altă soluție nu-mi vine în minte în momentul ăsta, pentru că m-am lămurit cu ce au făcut până acum. În acest weekend la Târgu Ocna are loc un frumos eveniment dedicat celor ce iubesc natura, ce preferă drumețiile natură. Se dă start concursului de ATV-uri și off-road intitulat Potecile Naturii. Evenimentul este organizat de închiriere ATV Târgu Ocna. Locația aleasă este una cu totul deosebită și este situată pe o proprietate privată pe dealul Chilii din Târgu Ocna. Evenimentul se desfășoară în perioada 6-7 august și și-au anunțat participarea peste 150
20 de tineri din toată țara, din județele vecine, precum Neamț, Vrancea, Suceava, dar și din județul Bacău. Potrivit organizatorilor, sâmbătă 6 august, la ora 16, va avea loc primirea participanților în zona de campare, va fi o seară de socializare cu muzică și foc de tabără. Duminică, 7 august, până la ora 10, se va face înscrierea participanților, circuitul fiind amenajat pe diferite categorii. Este vorba de ATV cu 400-600 cm3, ATV-uri mai mari de 600 de cm3, cross și SSV-uri, mașini off-road. Ideea de a organiza acest eveniment a pornit de la hobby-ul de a ne plimba cu ATV-ul și am zis că este modalitatea ideală de a ne întâlni, de a socializa cu cei care iubesc acest sport. Este un proiect de promovare atât a orașului, cât și a frumuseților și pitorescului locurilor. Mai multe aflăm în minutele următoare de la Gabriel Zamfir, președintele asociației Open Shelter Open Mind Târgu Ocna. În acest weekend la Târgu Ocna se desfășoară prima ediție Potecile Naturii, o serie de evenimente ce se dorește a fi cu ATV-uri dedicate acestui sport, acestui hobby. De unde v-a venit ideea și ce va însemna propriu-zis evenimentul? Ideea a venit din pasiunea noastră pentru ATV-uri și pentru acest sport, pentru adrenalină și pentru off-road. Încercăm să aducem cât mai multe persoane cu aceeași pasiune ca a noastră, să se distreze alături de noi, să participe la evenimentele noastre și să, prin aceste evenimente, să promovăm zona noastră pitorească și să promovăm turismul în Târgu Ocna. O estimare a numărului de persoane care și-au anunțat participarea și de unde sunt? Estimăm un număr aproximativ de 100-150 de persoane din zona în Târgu Ocna și din împrejurimi, din județele alăturate, din Bacău, din Neamț, din Vrancea. Avem grupuri anunțate posibile din Suceava. Momentan nu pot spune exact, e posibil să fie chiar mai multe persoane decât estimăm și sperăm să fie acest lucru. Cum va fi desfășurarea propriu-zisă a evenimentului pentru cei care ne urmăresc? Propriu-zis, evenimentul va începe pe data de 6, sâmbătă pe data de 6, la ora 16. Așa. Va începe prin sosirea participanților, camparea acestora, cine dorește să rămână peste noapte și totodată printr-o seară de socializare, să ne cunoaștem între noi, să legăm prietenii. Îi așteptăm cu foc de tabără, cu muzică, mâncare tradițională, mâncare vânătorească și muzică și voie bună. Apoi, a doua zi, până la ora 10, duminică, da, până la ora 10, se va face înscrierea participanților pentru probele pe care le organizăm. Un mic circuit off-road de competiție, am putea spune, pe diferite categorii, pentru ATV-uri între 400-600 cm3, ATV-uri mari de 600 cm3, SSV-uri, cross-uri și mașini echipate off-road. Deci, cu alte cuvinte, un eveniment complex. Un eveniment destul de complex și cu multe surprize la finalul evenimentului. Unde va fi, pentru cei care ne urmăresc, unde va fi locația efectivă de desfășurare? Locația efectivă de desfășurare va fi pe dealul Chilii din orașul Târgu Ocna. Dacă o să căutați pe Google, veți găsi locația exact. Potecile Naturii, dacă veți căuta, vă va da exact locația. Eu acum încercăm cât mai curând să apară și traseul pe care se poate ajunge până la locație și îi așteptăm. Voie bună și distracție. Exact. Unul din urșii care dădea dureri de cap autorităților din Slănic Moldova a fost capturat miercuri în cușca achiziționată de primărie. Exemplarul a fost tranquilizat și relocat în zona Borțec, transportul fiind facilitat de o persoană fizică din localitate. Un al doilea urs care a fost pe punctul de a surprinde echipa de intervenție în timp ce tranquiliza ursul din cușcă în vederea pregătirii animalului pentru transport a fost împușcat pe loc, prevenindu-se astfel producerea unei tragedii. Intervenție contra cronometru, un bărbat a fost prins sub un mal de pământ și piatră. Evenimentul s-a întâmplat joi seară, 4 august, când un mal de pământ într-o carieră de piatră din Cerdac, Slănic, Moldova, a îngropat un bărbat. Salvatorii băcăuani au fost solicitați să intervină în satul Cerdac, orașul Slănic, Moldova, în urma unui apel primit pe numărul unic de pentru apeluri de urgență 112, care anunța faptul că o persoană a fost surprinsă sub un mal într-o carieră de piatră. De urgență, la locul indicat, s-a deplasat
deplasat o auto specială de stingere cu apă și spumă, ambulanță Smurt de la detașamentul de pompieri Onești, descarcerarea grea și containerul multirisc de la detașamentul de pompieri Bacău. La fața locului au acționat și SVS-ul Slănic Moldova și un echipaj SAJ. ISU Bacău a anunțat că bărbatul a fost găsit, dar era în stop cardiorespirator și nu a mai putut fi resuscitat. Duminică 31 iulie la Dărmănești a avut loc sfințirea bisericii cu hramul Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Zvorătorul de Mir și Sfânta Teodora de la Sihla din cartierul Păguben, Dărmănești. La eveniment au participat preasfințitul episcop Ioachim Băcăuanul, preotul Costel Mareș, protopop de Moinești, alături de un sobor numeros de preoți. Trăim astăzi momente alese, o cunună a efortului pe care l-ați depus de-a lungul anilor pentru a ridica această frumoasă casă a lui Dumnezeu, acest pridvor al împărăției lui Dumnezeu. Și momentul acesta haric este amplificat de bucuria prezenței în mijlocul nostru, a ierarhului nostru, a înalt preasfințitului Ioachim, care în cele ce vor urma va sfinți acest potir închinat Sfinte Teodora de la Sihla. Dar preasfinția voastră să știți că zidirea acestei sfinte biserici este o adevărată minune, pentru că, așa cum îl mărturisea și Părintele Nicușor, Sfânta Teodora de la Sihla și-a dorit acest sfânt locaș, aici, în cartierul Păgubeni, din parohia Plopu. Și cum și-a dorit? Pentru că Părintele mărturisea că atunci când a fost să ia binecuvântare și să ceară sfatul unor oameni înduhovnitiți, acum zeci de ani în urmă, a mers la câteva mănăstiri în nordul Moldovei și acolo trei mari duhovnici i-au spus același lucru. Există o biserică cu hramul Sfinte Cuvioase Teodora al Voi în Dărmănești și lucrul acesta l-a luat ca un semn prin care Sfânta Teodora și-a dorit cu adevărat biserica aceasta închinată ei în cartierul Păgubeni. Și nu întâmplător, pentru că se presupune că în drumul ei spre Sihla, Sfânta Cuvioasă Teodora a trecut pe aici și a poposit în zona aceasta. Iarăși un lucru, aș spune eu, propriator, nu întâmplător, este și faptul că între Vârzărești și Dărmănești sunt 134 de kilometri și tot atât de aici până la Sihla 134 de kilometri. Iată așadar că sunt elemente prin care sau cu ajutorul cărora suntem îndreptățiți să credem că Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla și-a dorit această Sfântă Biserică. Și de aceea spuneam că este o adevărată minune că s-a zidit aici cu efortul și sprijinul unor donatori pe care i-a menționat deja Părintele Ciprian în Hristosul de Sfințire și cu sprijinul, desigur, al credincioșilor de aici. Vă mulțumim încă o dată pentru prezența în mijlocul nostru și cu acest prilej oferiți în cadrul acesta festiv o diplomă, o distincție de excelență Părintelui Cușor Anglu și prin această diplomă, distincție acordată Părintelui, ea este acordată tuturor celor care s-au ostenit aici cu timp și fără timp la zidirea acestui sfânt locaș. Această distincție de excelență spune următoarele. Noi, Ioachim, Arhiepiscopul Romanul Cibacăului, în numele Preasfinte Trăim Dumnezeul milostiv cel întru sfinți, care se odihnește și de oameni se preamărește, încredințându-ne de frumoasa și bogată activitate desfășurată întru slujirea Mântuitorului Hristos și împovățuirea și călăuzirea fiilor bisericii noastre ortodoxe strămoșești, spre împlinirea faptelor bineplăcute lui Dumnezeu și dobândirea mântuirii, conferim această distinție de recunoștință preacucernicului preot Nicușor Angleș pentru dăruirea și dragostea jertfenică manifestate de-a lungul celor 36 de ani de slujire sacerdotală, pentru dragostea și efortul depus în lucrarea de zidire a Bisericii Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla și Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Zvorătorul de Mir, satul Păgubeni, parohia Plopu, orașul Dărmănești, din protopopiatul Moinești. Și pentru toată activitatea misionară împlinită în comunitatea credincioșilor, pe care i-a împărtășit cu râvnă din potirul euharistic și din cuvântul Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Rugăm pe milostivul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Semnează înalt preasfințitul Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este!
Axios! Vrednic ești, vrednic ești, vrednic ești. Preasfinția voastră, îngăduiți-mi câteva cuvinte să spun și eu despre fratele nostru, părintele Nicolae, eu zic Nicolae milostivă, pentru că la început, când vine la mănăstirea Sigla și ne cunoaște din mulți ani, el dăruia la mănăstire câte ceva, din puținul care îl aveam. Și în momentul când a făcut biserica aceasta, am zis să întoarcă roata și l-am ajutat și eu după puterile mele. Și mi-aduc aminte că aveam niște marmură eu acolo mai multă și nu o foloseam și am spărit, îți folosești undeva marmura asta? Și a zis, să-mi folosească în biserică. Și se vede că marmura aproape că a ajuns. Și am mai rămas. Și am colaborat cu părintele și am o deosebită stimă și respect față de Sfinția sa și el, pentru că vine foarte des la mănăstire și i-am adus în dar, pentru că Sfânta Teodora și noi purtăm și noi avem cramă Sfântei Cuvioase Teodora și Peștea, i-am adus o icoană ca să fie dăruită la acest lucru, eveniment mare, Sfințirea Bisericii. Luați icoana aceasta, Sfânta Teodora. Sper să vă placă, să fie probabil la închinare, că e mai micuță, și să vă aducă mult ajutor. O sârdie s-a mântărit ce după timp, căci nu în crucea ai urmat lui Hristos, și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător. Aici, la Păgubeni, pentru sfințirea bisericii acesteia, închinată Sfintei Cuvioase Maicii noastre, Teodora de la Sihla. Și ne bucurăm că ne reîntâlnim în frumusețea locului, mai ales că Dumnezeu a trimit picăturile sale de ploaie și picăturile de har, care să facă roadele Duhului Sfânt, roadele Pământului și roadele Duhului Sfânt. De vreme ce noi primim și ne deschidem sufletele ca o floare, atunci picătura de har rodește în noi, într-adevăr, roadele Duhului Sfânt, care sunt faptele bune, împotriva cărora nu operează nicio lege. Pentru faptul că Sfântul Pavel spune clar, credința, nădejdea, dragostea, îndelungă răbdare, bunătatea, facere de bine, blândețea, împotriva acestora nu operează nicio lege. Deci fă binele și îl urmează, caută pacea și o urmează și atunci toate ți se adaugă ca niște daruri de la Dumnezeu și acestea vin ca rod al credinței noastre și al deschiderii noastre sufletești către harul lui Dumnezeu. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 6 august, în cea mai mare parte, cerul va fi senin. Maxima zilei ajunge până la valori de 30 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 19 grade Celsius. Duminică 7 august, în cea mai mare parte, cerul este senin. Maxima zilei ajunge până la valori de 29 de grade Celsius. Sunt posibile furtuni cu fulgere, iar minima pe timpul nopții coboară până la 18 grade Celsius. Luni 8 august, în cea mai mare parte, cerul va fi parțial înnorat. Maxima zilei urcă până la valori de 29 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 18 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.